Ok, deci acestea sunt noutățile și potențialul Your2Pay la nivel foarte interesant pentru toată lumea. Pe lângă faptul că sunt introduse, ia uite, avem încă ceva nou aici. Ce e asta? O altă carte. Ai, 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 ai. Își vinde Daniel Kubac toate cărțile acum, cu ocazia asta. Ok, foarte faină chestia. Dar cel mai important lucru este că sunt introduse aceste produse, da? Pentru prevenirea sănătății, cum vreți să le numiți. Unele din ele încă încarcă, vedem că le încarcă, nu sunt, să zicem, dar uitați aici, da? Acest produs, aveți nevoie de 113 Your2Pay Coin Cash. Păi de unde iei aceste produse? Gândiți-vă, pe viitor, această aplicație va fi gratuită, da? Dar vei vrea anumite produse, servicii, plus concursuri. Apropo, hai să revenim unde eram. Da, plus concursuri. Vedeți cum se vede aici evenimente? Știți, acest eveniment are integrat un concurs în spate. Pentru a activa acel concurs, trebuie să-ți iei 10 Your2Pay coin, îl plătesc, să zicem, un tichet, da? Celălalt, păi vrei să participi la giveaway ediția 6, da? Care știți, cu tichetul ăla fabulos, extraordinar. Ei, așa cum vedeți că se defilează asta și asta, vor mai fi integrate și alte chestii, da? Un nou concurs. Nu mai știu ce, da? Și pe toate aceste concursuri sau ce vor fi integrate evenimente, vor fi pe bază de ce? Ori cu Your2Pay Coin, cum vedeți aici, care deocamdată sunt integrați doar pe baza activității noastre, sau, cum vedeți în lateral dreapta la mine unde scrie 70 acolo, cu Your2Pay Coin Cash. Da? În lateral dreapta sus. Ei, Your2Pay Coin Cash aceștia nu îi veți putea obține decât cu bani să-i cumpărați. Acum, o veste bună este că dacă aveți deja comisioane obținute, puteți plăti din balans account, din wallet, să vă luați Your2Pay Coin Cash. Și ce avantaje va aduce acest lucru? Păi, chiar dacă aplicația va deveni la un moment dat gratuită, ideea este că orice consum, da, orice cumpărătură, sau orice concursuri va integra anumiți oameni, că vreau să particip și eu la concursuri cu tare, sau eu mai știu ce, ei vor trebui să plătească cu Your2Pay Coin și cu Your2Pay Coin Cash. Ok? Ei, Your2Pay Coin am spus că ei sunt din mișcarea noastră, dar Your2Pay Coin Cash trebuie să încarci cu bani. Acea plată care oamenii o vor încărca cu bani, tu vei primi 25% comision. Da? Și acum voi da partaj de ecran din cealaltă parte, din back office, se vadă mai bine, da? Din back office și mergem aici la secțiunea wallet, da? Și ia uitați ce avem aici. Aici ni se arată Your2Pay Coin, care îi obținem din mișcare, și Your2Pay Coin Cash, am spus, da? Așa scrie acolo, da? Ei! Acești Your2Pay Coin Cash, dacă apăsați ca să mergi la magazin, ca să cumperi, că poți să-ți cumperi Your2Pay Coin Cash, sunt mai multe modele de pachete, cum am spune, da? Ca la celelalte jocuri, da? Vrei să-ți iei câte monede? Ei, $5, pentru $5, 35 de monede. $10, 70 de monede. 25, 175 de monede, plus 15 bonus. După care ce mai avem? $50. 350 de monede plus încă 40 bonus. $100, avem 700 de monede plus 100 bonus. Gândiți-vă, cineva, nu știți cine, descarcă aplicația gratuit, da? Și va dori să-și ia o pereche de ochelari sau va dori să participe la nu știu ce alt eveniment va fi integrat în aplicație. Și nu va putea să participe la acel eveniment sau acel concurs sau ca să își achiziționeze un anumit produs, va trebui să plătească cu coin cash. Ei, acest coin cash plătind, da, ca să-și ia, aibă, nu știu, vrea 100, 200. De exemplu, dacă și-a luat de 100 de euro coin cash, tu primești comision 25%, că este scris la tine, pe gratis. Atenție, aici pare faza tare. El se scrie pe gratis, dar nu știi. Pentru că compania va continua să dezvolte, să promoveze noi produse.
va fi sezonul de primăvară, nu știu, de vară, nu știu ce produse mai pot integra. Concursuri la fel. Va fi ceva, nu vreau să zic mai multe, foarte fain, în orice moment. Și, ok, vreau să particip, vreau să merg și acolo, atât. Ok, gata, ți-ai încărcat 100 de euro sau cât vrei, de dolari, și acea persoană la care a fost registrată la tine, pentru acea sumă cu care și-a cumpărat monedele respectivă, tu primești comision. Cum gândește-te, vor fi persoane care probabil mai bine intră gratuit odată și-a profitat că a vrut ea să-și ia o pereche de lunete și și-a luat de 100 de euro monede, să zicem. Cât ți-a intrat comision? 25 de euro. Acum, întrebare. Cine îți garantează ție că dacă ai înregistrat pe cineva cu plată pe lună, va sta 10 luni de zile abonat, că așa era înainte, da? Trebuia să stai 10 luni de zile abonat ca tu să ții comisionul ăsta care le luie o singură dată. Da? Lună de lună trebuia să stai abonat ca tu să ții 2,50 dolari, 2,50 dolari, 2,50 dolari. Plus că acum nici măcar nu poți să ai idee ce plată vrea să facă persoana respectivă. Ea oricând, când dorește, dacă vrea să-și mai achiziționeze monede, își achiziționează. Da? Deci de aici poate fi un foarte, foarte bun potențial, în sensul acesta. Da? Orice persoană, un alt avantaj, acum e clar că dacă unii vor plăti cu monede ce le au deja din wallet-ul lor, nu primești comision, că e în wallet-ul lor ce au obținut ei. Dar din ce cumpără cu cardul, cu plata, beneficiul sunt și pentru fiecare dintre noi, sunt comisioane. Ceea ce e fatat. Uite, deja mie îmi fac ochii perechile astea de ochelari. Eu vă zic, deja cred că o să le iau la rând, câte una. Că dacă stai să cotești, ea chiar. Deci îmi arată ea ochelarii aia negri, lifestyle Ibiza, să zicem. 167 de euro fi 3 coin cash. Păi cât e asta? 167? Păi nici măcar 25 de dolari nu mă costă. Păi uite aici, de 25 de dolari, 175 de euro fi 3 coin cash. O să-mi iau. Da, ținând cont că eu deja aveam acolo nu știu ce creditat, nu știu cât am, dar hai să zic așa. Deci o asemenea pereche de ochelari te costă chiar în medie 20 de dolari la ofertă. Da? Că dacă nu, te-ai duce să iei din magazin direct, iar costa mai mult, da? Probabil 50-60 de dolari. Acum fac și ediții speciale doar pentru cei de la Yorfitui. Da? Și atunci eu am luat perechea asta de ochelari, sponsorul meu sau persoana ce m-a recomandat primește comision. Că eu mi-am luat de 25 de dolari, eu ar fi tăi coin cash. Fain, interesantă chestia, nu? Deci pentru orice cumpărătură ce acea persoană va achiziționa, serviciu sau eveniment, atenție, vor fi și servicii și evenimente integrate, veți primi bani, comisioane și vor fi mult mai interesant. Da? Pentru că nu poți avea controlul ce vrea să facă o persoană. Și atenție, suntem doar în faza de început ce se integrează produse. Gândiți-vă ce ar putea fi pe parcurs. Da? Cam asta voiam să scot în evidență cu potențialul faptului că au de gând să integreze aplicația gratuită, ce spunea, dar cu microplăți. Astea sunt microplăți. Adică tu îți alegi în funcție de ce produse ai vrea tu să achiziționezi. Eventual, ia să văd dacă pot să dau din nou partaj de ecran din telefon. Ok, încă un pic. E bine că și înregistrăm asta. Deci, partaj de ecran din telefon din nou. Așa. Da? Deci apăsăm aici. Apropo, uitați asta. Vedeți aia? Tennis Clash. Te rupe de banii asta, tată. Te rupe. Da? E gratuit aplicația. Atenție. Fiecare mișcare, vrăjeală ce vrei să faci, scoate bani. Un dolar. Te ia cu un dolar. Știi? Te ia așa, ușurelul. Știi? Te mângâie mai întâi. Da? După care să vezi tu ce-ți vine, că te încălzește de la joc. Da? Ei, așa și cu Yorfitoi Coin. Yorfitoi. La fel, repet. Candy Clash, cum vreți să le mai numiți, nu știu eu câte jocuri sunt pe lumea asta. Da? Uneori, poate unii aveți experiență de la copiii voștri sau nepoți, depinde de vârste, da? Păi zice, mama, vreau și eu asta, dar zici, păi că e pe bani, ai voie, da? Sau eu știu ce.
Și am, la un moment dat, îs unii copii, că așa am ajuns pe vremurile astea, de ziua lor, zice să le iei nu știu ce chestie dintr-o aplicație, dintr-un joc. Așa s-a ajuns, da? Deci așa s-a ajuns. Uite, am avut copii de ziua lor, au vrut să le iau nu știu ce skill, nu știu ce jocuri, ce joacă ei pe PS4, pe PlayStation 4 sau 5, ce au ei, da? Asta vor ei de ziua lor. Bun, și culmea, că unele chestii sunt mai scumpe decât zici că le iei o jucărie din magazin sau mă știu ce. Că asta e, da? Deci ăsta este marele, marele potențial, ok? Deci revenind la secțiunea Exchange, da? Revenind la această secțiune Exchange, gândiți-vă că vor fi integrate tot mai multe produse și orice persoană la un moment dat nu vei ști ce vrea să facă, ce o să ia. Și pe lângă produse, repet încă o dată, foarte important, această secțiune de sus unde scrie events, evenimente, ar putea să conțină mai multe rubrici. Pe baza cărora, vă repet din nou, de exemplu, Wall to Mars e un concurs care trebuie să iei 10 Orbitoi Coin. Da? Pe parcurs ar putea să fie și cu Orbitoi Coin Cash. Băieți deștepți, logică, dacă n-ai și de aia, nu poți. Da? La fel, cealaltă, știți, giveaway. Și asta ar putea pe parcurs să integreze, să plătești cu Orbitoi Coin Cash. Sau eventual, dacă nu mai ai Orbitoi Coin, că mulți sunt pană, să zicem, unii din ei, zici, ok, poți să-ți iei cu Orbitoi Coin Cash. Aplicația e gratuită, dar ca să particip la anumite concursuri sau evenimente, vei putea integra. Și oamenii zice, oh, vreau și eu. Plus că vor crea un sistem de nominații, să fie oamenii așa mai bine băgați în seamă și clasamentul pe aici pe acolo, iar pe parcurs, de ce nu, alte sisteme de evenimente interesante. Da? Și atunci oamenii, noi, personal, nici măcar nu putem avea control ce vrea să facă omul, unde vrea să participe, ce vrea să facă. Da? Asta este potențialul ce trebuie văzut pe următoarea perioadă de timp. Plus că, nu uitați, da? Avem un sistem binar care bate la ușă. Acum, da? Rămâne de văzut. S-au dat niște termene, dar nu vreau să vorbesc despre termene. Știu niște chestii, dar important este că potențialul este aici și noi suntem bine plasați. Dar, de asemenea, depinde și de noi, în funcție de cum ei avansează și dezvoltă, să putem promova pe mai departe. Da?